asta. Dobrincu, am 22 de ani, m-am născut în Botoșani, sunt un antreprenor român, un tânăr artist și o persoană care încearcă întotdeauna să se autodepășească. Pentru mine nu a fost niciodată un țel, nu a fost niciodată un scop să fac bani în viața asta. Mi-am dorit să fac ceea ce fac din drag. Faptul că banii au venit ulterior ca un produs al muncii și al valorii pe care am creat-o în lume, ok, foarte bine, mă bucur din punctul ăsta de vedere, dar nu mă satisface pe plan personal atât de mult. Sebastian Dobrincu este un fenomen. A trecut în viteză peste copilărie și a intrat direct în lumea celor mari și bogați. La 17 ani, cu un rucsac în spate, a plecat din România și a făcut un pas uriaș peste ocean. Ideile, creativitatea și disponibilitatea lui de a-și folosi pasiunea pentru calculatoare, informatică și softuri s-au transformat rapid în afaceri cu multe zerouri. Acum este cel mai tânăr milionar în dolari din Silicon Valley, cartierul din San Francisco, aproape sinonim cu tehnologia și dezvoltarea. A fost cel mai mare salt pe care l-am făcut. Eu mai fusesem în America, am fost invitat de cei de la Facebook, de cei de la Apple, până în punctul ăla, adică nu a fost o trecere bruscă, să zic, e și prima oară când calc în state. Îmi formasem oarecum cunoștințe prin state în industrie, dar nu aveam oameni pe care să mă pot baza, nu aveam pe nimeni. Acolo am început totul de la zero, m-am dus efectiv într-o altă lume de unul singur. Dar cum a intrat un român atât de tânăr într-o lume care pare imposibil de cucerit de unul singur și cu buzunarele goale? Răspunsul e simplu și ne pune pe gânduri. Ceea ce nu a văzut România la el, au descoperit străinii. La 16 ani, Sebastian Dobrincu era invitat în America de idolii lui. Mark Zuckerberg de la Facebook, Tim Cook de la Apple și Jeff Bezos, miliardarul din fruntea Amazon, i-au strâns mâna și l-au încurajat. Puștul din România avea deja propriile soluții de inginerie software și era căutat de companii pentru contracte. Pentru mine a fost o experiență foarte motivațională la momentul respectiv. Eram în postura în care, când m-am întâlnit, de exemplu, cu Mark Zuckerberg de la Facebook, întâlnirile astea au venit ca un val de încredere, un val de încurajare, în sensul că mi-au confirmat că sunt pe o traiectorie ok în viață, pentru că și eu aveam dubiile mele când toată lumea îți spune, auzi, de la profesor, la părinți, la prieteni, că îți spun că nu e ok ceea ce faci, deși eu simțeam că fac ceva benefic pentru viitorul meu. Încurajările lor și faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc cu oameni pe care îi vedeam drept idol la momentul respectiv. Îți dai seama, un copil de 17-18 ani când se întâlnește cu Tim Cook, cu, nu știu, Mark, cu Jeff Bezos, sunt oameni pe care îi vezi drept idol și a venit ca un val de încurajare în momentul ăla să mă împingă de la spate în a continua în toate demersurile mele, în ceea ce ține de antreprenoria, de programare, de tot parcursul meu în viață. Și s-a dovedit a fi și soluția corectă, opțiunea corectă. Încrederea pe care el a primit-o într-o țară străină când România i-a întors spatele, vrea să o aducă înapoi acasă. Nu doar în business, ci și în educație. Vreau să aud cum ați reparat voi problema relației defecte dintre profesor și elev, politicienilor, de ce nu investiți în educație? Orice fel de reformă curriculară trebuie să aibă în vedere obiectivele de dezvoltare naționale ale societății. Sebi, vorbește română. Ei bine, ce vreau să zic prin asta este că trebuie să pregătim viitoarea generație de cetățeni ai țării pentru meserii actuale. Asta înseamnă că trebuie să ne întoarcem la bază și să punem întrebări fundamentale, cum ar fi de ce învățăm lucrul respectiv, care e folosul lui, care e obiectivul. Responsabilitatea socială, gândirea și analiza critică ar trebui să facă parte obligatoriu din aptitudinile unui absolvent de liceu. Nu este suficient doar să devenim ași la tot ce e opere și istoria țării. Fostul olimpic internațional la informatică n-a uitat cea mai mare lovitură primită în viață. Trebuia să echilibrez timpul petrecut la școală cu cel la birou și nu mai reușeam să fac treaba asta. Am fost exmatriculat cu câteva săptămâni înainte de examenul de bacalaureat, care a fost probabil cea mai traumatizantă experiență prin care am trecut. Am simțit că mi s-a restartat viața de la zero. Așa că și-a lăsat compania, angajații și afacerile din Silicon Valley și a venit la București preocupat să pună umărul la schimbarea de care România are atâta nevoie. De vreun an, chiar mai mult, am tot felul de întâlniri cu persoane cheie din sistemul educațional, cu consilii profesorale, consilii ale elevilor, cu economiști,
Și unul din proiectele pe care nu le-am comunicat pe larg momentan este că lucrăm la o serie de propuneri pe care încercăm să o implementăm din punct de vedere legislativ în mod colectiv, pentru că mi se pare că vorbim foarte mult. Îmi place foarte mult faptul că elevii capătă o voce în țară în momentul ăsta și vreau să contribui prin forțe proprii la a le face vocea auzită și mai mult de atât să schimbăm lucrurile. O certitudine există. Sebastian nu bate pasul pe loc. Într-unul din proiectele de acasă lucrează împreună cu celebrul compozitor Marius Moga. Împreună cred că vor revoluționa producția video și vor pune România pe harta mondială a inovației. Tot ce vedeți aici, deși pare magic atunci când ne uităm, faptul că putem să avem orice lume virtuală în spatele nostru, că putem să ne mișcăm liberi în lumea asta virtuală, pare super, super magic, super simplu în spatele tehnologiei. E un pic de știință aerospațială. Suntem norocoși că avem expertiză tehnică super calificată și în țară, ca să putem să începem astfel de companii și de aici și după să le ducem, evident, la scară mult mai mare. Suntem primii din România care fac asta și printre primii la nivel mondial care se aruncă în asemenea inițiativă și suntem super ambițioși că vom schimba industria de video production cu totul. E încă o provocare, în ianuarie o să fim full on și așteptăm toate lead-urile și oamenii creativi din agenții și din, nu știu, dinspre label-urile muzicale și chiar și filme. Ne-a luat tot anul ăsta să ne punem la punct și o tehnologie nouă, suntem pionieri, am și zis că mi-am prins urechile în toate direcțiile, dar are și o satisfacție și anume că știm că ăsta e viitorul și că așa se va face și televiziune probabil cât de curând. Sebastian Dobrincu are încredere că se poate schimba ceva și în România. Povestea lui de viață este exemplul cel mai bun că nimic nu e imposibil. A făcut programare de la 6 ani, a avut primul job la 12 și lucra deja pentru o companie din străinătate la 16 ani. M-am mutat în New York unde primisem bursă integrală la facultate pentru că altfel nu-mi permiteam să locuiesc acolo. Din economiile pe care mi le acumulasem eu din joburile pe care le-am avut până în punctul ăla. Și era cea mai stresantă perioadă din viața mea pentru că aveam bani, încalculasem pentru 6-7 luni sau ceva de genul. Deci știam din start că trebuie să găsesc o modalitate de a mă susține la facultate acolo. Am fondat compania pe care o conduc momentan și lucrurile au început să se miște foarte bine, astfel încât am ajuns și în punctul în care n-am mai trebuit să-mi fac grija zilei de mâine. A câștigat primul milion de dolari din platforma StoryHip, înființată când avea doar 17 ani. I-a avut clienți pe faimoșii Selena Gomez sau Justin Bieber. Ideile sale au făcut să se vorbească despre România. Creativity is what fuels big ideas. It's what challenges employees' way of thinking and it's what ultimately opens up the door to new opportunities. Sebastian Dobrincu e întrebat frecvent de tinerii din România cum poți reuși în viață și atunci când școala românească îți pune piedici. Nu vrea să fie un model de urmat și nici să le spună adolescenților că nu ai nevoie de școală ca să reușești. Dimpotrivă, își dorește ca România să-și prețuiască elevii care pot face performanță și să-i ajute să-și atingă visul. Nu vreau să pun frână prea curând, am 22 de ani și e cam de vreme să mă pensionez, deci cu siguranță sunt abia la început de drum în tot ce înseamnă proiecte, carieră, plan personal. Am un viitor în față și vreau să obțin cât mai mult atât pentru mine, dar să și contribui la societatea care mi-a dat tot ceea ce am în ziua de azi. Cine mă ajută, încerc să returnez de 10 ori binele pe care l-am primit și asta îmi doresc să promovez mai departe. De aici sau de peste ocean va continua să-i ajute pe tinerii care își doresc să dea României un viitor. Să încurajeze să nu renunțe, să lupte pentru ideile în care cred, să fie o voce în comunitate când e nevoie de schimbare, pentru că doar așa faci bine României.